Păi nu, că am întâlnire, am întâlnire după episodul ăsta, Bibi, lasă-mă. Să-mi pup femeia. Yami, yami. Dă-i, 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 dă-i. A început. Mi-a venit reanul până azi. Cred că-l văd, cred că-l văd. Hai, Bibi, cânt eu ceva de dulce. Nu e dulce ciocolata, cum ești dulce tu. Salut, Team Bar Fan Club! Și bine ați revenit la un nou episod. Înainte să începem challenge-ul, vă rugăm acum să apăsați butonul de like, să share-uiți mai departe, să activați acolo clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Da, exact. Și acum urmează să vă zic ce challenge o să facem noi astăzi. Ce pentru challenge? Că fanii au cerut foarte mult acest challenge, o să facem combinații neobișnuite de mâncare, partea a doua. Exact! Regulile sunt simple. Avem aici un bol cu combinații ciudate de mâncare, iar când va fi rândul meu, tu și Bogdan veți trage pentru mine, iar eu va trebui să mănânc acea combinație. Ok. Tu un bilețel fiecare și tu amesteci exact ingredientele pe care noi le-am ales și le mănânci. Vedeți câtă mâncare nici la Revelion nu cred că a fost așa la mine pe masă. Chiar nu cred. Cine-i primul? Piatră foarfecă? Da. Clasicul. Haide. Hai. Stați puțin. Cine câștigă? Nu pierde. Exact. Aia e. 1, 2, 3 și... Eu mănânc, haideți, dați-mi. A, da, am uitat să prezentăm acest bol. A, care bolul vomei, zice. Se va vomita în el. Oricum, cred că tu vei fi singurul care vei vomita în el. Să sperăm că nu. Haide, dați-mi. Haide, cât un bilețel. Ia și tu un bilețel. Fii atent. Mandarine. Cu jumări. Jumările sunt bune și mandarine, dar separate. Da, cred că astea jumările, nu? Alea. Jumări, dar alea sunt bunica. Nu, okay. Au și puține slăninuță, bele. A început, a început. Și acum aruncăm niște... Câte vrei? Câte vrea sufletul. Trei? Întreabă pe Bibi, ți-ar pune tu castron. Pune, trei să fie și un pic de supică. Dă un pic cu supică, un pic. Și că arată bine, arată ca poftă bună. O shawarma. Când vor crește fetele mele, o să le dau să mănânce șarmola. Ia de la fast food? Da, fast food. Da, că nu e așa. Nu știți faza? Ia căutați-o. Ia zi. Cum e? A combinat săracul, a băgat cu tot cu zeamă. Cu... Ia stai și încă puțină cărniță. Dacă o să vedeți vreodată la un restaurant la această combinație, să știți că e de la noi. Și vrem credit și bani. Hai, 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Doamne. Urăsc. Chiar tu cred că ai învățat ordinea cum le dau și... Ne, nu știu. Hai, bine. Uba. Te rog. Aaa, nu-mi place. Era și la tine. Hai, spuneți-mi cremă de unt cu... Surimi, frate. Mie mi se pare bună cu un orez, dar așa nu știu cât de bună e. Și cremă de unt? Aia e crema de unt? Da, asta e, asta e. Hai, vrăduțiul. Ușurel, da, poftim, avem o surpriză pentru tine. Băi, miroasea peștele lui bunica. Bunica ta avea surimi. Doamne. Păi avea bar mulți, crezi? Mamă, e de bogați? Păi, gata, vedeți cum s-a schimbat. Hai. Haide, mai haide. Dă-i. Înghite, tata, înghite. Eu cred că-i place. Cred că-i place, da. Nu-i place. Sigur nu conține pește? Da, nu. 100%. Nu, nu conține. E bun, cașcaval, e ceva. Roșu, nu pot. Luați curimii ăsta de aici. Dați-vă că tremură. Ce, pican, nu? Nu-mi place, mă, peștele, gen, chiar are un gust de... Trage pentru mine, mă. Pe trag pentru tine câte vrei. Hai, bă. Hai, se poate. În fiecare episod distrugem câte ceva, v-am zis. În fiecare episod mă udați pe mine și tura asta se pare că s-a spart tradiția. Da, Bibi, dar totuși trebuie să te bucuri că ai jeleuri. Cea mai bună chestie de aici, tu ai prins-o. Da. Zincă-i cu hrib. Deci tu ai hrib murați. Ia. Hrib murați cu ce? Cu jeleuri, frate. Cu jeleuri? Da, da. Poftim hribi murați. Mulțumesc. Aici avem jeleurii. Știți că mie mi-a plăcut cineva foarte mult. Cineva cred că le-a gustat înainte. Oare cine? E așa, cam... Wow. Cam... Ciupercile de obicei îmi plac. Și mie îmi plac ciupercile, dar asta... Dacă îți faci un selfie cu ele, îți dau 5 lei. Wow. Wow. Foarte mult bani. Da, nu știu. Noi așa jucăm acasă. Eu zic că... Eu în locul tău aș face, adică 5 lei, 5 lei. Yami. Dă-i cu hribul. Poți să ne spui ce simți? Asta are gust de fier, am fier în gură. Adevărat. Dar asta e atât de bun.
Da. Ha, bine, haide, luați-mi că eu trebuie să... Rândul tău. Snacks. Cu ficăței prăjiți de pui. E ok. Ficățel. Ce-mi plac ficăței. Și snacks. Ia ce zici, cum e? Foarte bun. E bun. Mm-hmm. Păi ai mâncat doar pufuleții tău. Nu am mâncat. Ai mâncat și de aia? Da. Acest episod se transformă în pauză de masă. Mie-mi place, eu zic să facem și partea 3. Hai, băgați în comentarii că vreți partea 3. Ce-ți dorești de la mortuțin? Vreau cârnăciori de ăștia. Cu ouă de prepeliță. Din păcate, Vlăduciu, capre. Primești. Poftim? 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 Capre. Capere. Capere. Capere? Nu prea, frate, nu știu ce-s astea. Nu, caperele, știu eu care sunt. Caperele sunt pune lângă un somon atât de bun. A, nu știe, Bibi, se face bucătărea, să nu. Sunt bune, vezi, chiar sunt bune. Gurița mare vine avionul? Pe mine a venit avionul, știu cum să zic. Haide. Să-l bagi în ochi? Ai, ai. Mănâncă. Mă, Vlăduciu, că-s capere, mă. Caperele alea care-s bune lângă plating la somon. Se pare că nu e chiar atât de bun pe lângă plate-ul meu. Da, ia și tu o caperă. Nu-mi trebuie. Te rog, gustă pe toate. Da, o iau eu, sigur. Ești sigur că nu e la parmezan? Nu, crede-mă. E așa foarte... bună. Păi ți-ți place încă somon, ghiți ce eu nu mânc somon, de asta nu-mi place. Hai, e rândul meu, băgați băieți, oricum am mai făcut încă două runde suplimentare. Eu i-aș da niște de aia, nu știu ce. Ia, las că nu-mi dai tu nimic, îmi dă... Mănânci spanac, asta zice. A, da, îmi place spanacul. Ăsta e spanacul? Da. Mamă, cum le nimeresc să-mi bat piciorul. Cu ghimbir. Ghimbirul nu place. Spanac cu ghimbir. Să sperăm că acest spanac va fi bun ca să ne acopere gustul de... Bă, Vlăduciu, dacă stăm să ne uităm așa un pic peste ele, parcă ne-au mai rămas numai chestii bune. Parcă Bibi le-a mâncat cam pe toate. Da, sigur. Ideea e că nu-mi place, mă, mie peștele, nu judec oamenii care îi mănâncă. Și aici ce e? Ton, nu? Iac! Tonul. Tonul de pești. Ești ok, Bibu? Mm-mm. Bine. Bine, de data asta vreau, prieteni, ouă de priepeliță cu niște... Creier, porc, pane. Da, niște ouă de priepeliță cu porc. Ce bun e, Cred că și pe ăsta o să-l mănânc. Hai că oricum aveam nevoie de creier, puțin. Și coriandru. Coriandru. Ăsta mănâncă-l sigur. Unde e creierul? Că vreau să-l văd. Coriandru e acolo și creierul e acolo. Chiar e creierul de la porc? Da, bagi în gură, așa. Da, măi, creierul de la porc. Pregătește puțin Dacă o să gândesc ca un porc. Și gen, sunt cea mai mică de aici. Da, e ok. În caz de orice, Vlăduciu, pregătește. Aolo, bagi cu atâtea ierburi tale? Păi nu știu, frate. Bine, m-am dus. 3, 2, 1, 5. Și vrei niște timbar, ceva? Te rog eu, nu vomita! Nu că m-a plinut foarte bine. Dă-mi vomit! Eu cred că se trage de la alge. Da, alga aia, cred că a făcut totul. Run! Wow! Wow! Gata. Ok. Vlăduciu. Eu chiar am mâncat chiar prea multe. Deja rândul meu cred că nici mai trebuie să vină. Eu chiar vreau să mănânc prepelița. Pește. Run! Crian! Alge de mare, Vlăduciu! Nu, glumeam. Cu cârnați? Cu cârnați ați luat. Aaa, gata, picnic. Oricum ți-ai dorit. Bă, important este... Dar câte rean ai pus? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bă, toată mișcarea e cumva din piept, să nu o lași. Ai văzut eu? Sigur, pe piept nu pot. Mi-a venit reanul pe nas. Cred că-l văd. Vă jur, dacă te străciți, luați o lingură de hrean, mă. N-a fost așa rău, mulțumesc din bar, fan club. Bine, hai pentru mine. Pentru mine, voi. De la mine, pentru tine, hai, Vlăduciu. Sigur. Salată de alge. Cu ouă de prepe. Deci imaginați așa că-s paste carbonara, nu știu. Uite, așa, uite, ia puțin, uite, te ajut eu. Bucnesc ca usturoi. Au ceapă. Miros un pic. Mamă, ce bun e. Mama, aș vrea să mănânc tot bolul ăla acum. Ia, mănânci cu mine, hai că și-o mâncat cu tine. Nu, lasă, că nu, mie nu trebuie. Mai știi când ți-o dat capre de alea? Dă-i, răzbune-te. Am mâncat cu el capre! Păi ce-ți plac caprele? Nu-i plac! We love you, Bibi, oficial. Da. Hai, Bibi, că-ți cânt eu ceva de dulce. Nu e dulce ciocolata cum ești dulce tu? Îmi place răsăritul, cum îmi place tu. Vai, voi... Hai mă, cât de rău poate să fie.
Hai să nu ne dăm seama, să nu ne... Zici că am mâncat un castron întreg de usturoi. Păi ia să nu mai vorbești nici tu. Dragul meu, că în gura mea e numai bubblegum, să știi. Mai avem aici în bol încă 3 bilețele. Deci asta înseamnă că le vom combina pe toate 3 și vom gusta cu toții acea combinație. Yay! Că da! Avem așa, ton cu blue cheese. Doamne! Și an... Ce? Hai că da! Capre! Ce? Ancois. Așa. Bimi. Am găsit al tău chestia mea. Ia uite asta. Aia, nu, e foarte bun. Nu, că am întâlnire, am întâlnire după episodul ăsta, Bibi, lasă-mă. Să pup femeia. Ok, un pește. O bucată de brânză. Și mai pun un pic de ton. Bine, uite, deci iau și eu. Avem aici una bucată sirenă. Aici, la mine, la mine, la mine. La tine. Avem aici o bucată de lucis. Și mai avem ce mai trebuie? Tono. Yeah, si. Si, amigo, mi amor. Hai, și am luat tot mai mult. Asta nu trebuia. Sănătate, norocul mai bine. La mulți ani. Mi se pare mie sau chiar bun. Mi-a plăcut tonul. Vrei să-i ștergi de mine acum să nu ce nu înțeleg? Vreau să... E ok, avem conexiunea da, de prieteni, e ok. Și acum vreau să vă întreb ce combinație ați fi vrut să primiți. Ouă. Putem să le încercăm chiar, avem aici bufet suedez, desigur. Niște ton cu ouă de prepeliță. Ton cu ouă de prepeliță. Da, se mănâncă în salată. Da, așa e? Da. Vă recomand creierul de porc. Este foarte bun, mai ales în combinație cu... Coliandru. Eu mi-aș fi dorit foarte mult acest cârnăcior. Așa. Cu puțin unt de ăsta, nu știu de ce, că are puțină verdeață și e interesant. Da. Eu una nu mi-aș dori nimic, pentru că eu le-am încercat pe toate! Am avut dreptate, oribil. Da, guys, cam asta a fost și clipul de azi. Nu uitați să dați un like și un share dacă v-a plăcut acest video. Nu uitați să activați clopoțelul pentru că e foarte important să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Cam asta a fost da. Challenge-ul nostru. Lăsați un comentariu ce challenge-uri mai vreți să vedem și ne vedem data viitoare. Să vedem. Să facem. Să vedeți. Să vedeți. Aia e. Pe data viitoare.